Un bărbat de 48 de ani a fost accidentat mortal miercuri dimineață în zona Campus din Constanța. Bărbatul s-a angajat în traversare prin loc nepermis, moment în care a fost lovit de un autoturism care circula regulamentar. În această dimineață am fost sesizați de producerea unui accident pe Bulevardul Aurel Vlaicu în municipiul Constanța, în zona campusului universitar. Din primele cercetări efectuate la fața locului s-a stabilit că un bărbat de 45 de ani care conducea un autoturism pe banda numărul 1 de circulație dinspre Bulevardul Tomis către Bulevardul Alexandru Lăpușneanu a surprins și accidentat o persoană de sex masculin de aproximativ 48 de ani care s-a angajat în traversarea părții carosabile, prin loc ne permis și fără să se asigure. La locul accidentului a sosit și un echipaj al ambulanței care i-a acordat victimei primul ajutor. La sosirea echipajului de ambulanță la locul accidentului a fost găsit o persoană cu politraumatism grav, leziunile importante fiind la nivelul capului, toracelui și membrelor superioare. Pacientul era inconștient, s-au acordat primele îngrijiri medicale și pacientul a fost transportat la Spitalul Județean Constanța. Pietonul a decedat la scurt timp după ce a fost transportat la spital. Cercetările continuă în acest caz pentru a se stabili cu exactitate care au fost cauzele ce au dus la producerea accidentului.